ciudad, doamna Alina Gorghiu, senatorul Partidului Național Liberal, este invitată în interviul lor pe Sinus de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru. Bine ați revenit. Vă mulțumesc tare mult de invitație. O să încep interviul de astăzi cu o informație de ultimă oră. DNA a cerut ieri închisoare cu suspendare, cu executare pentru liderul partidului, domnul Ludovic Orban. Cum ați primit vestea? N-am să comentez solicitările DNA din proces. În general, nu comentez solicitările niciunei părți din procesele penale, dar pot să vă spun care este speranța mea. Că voi vedea pe 5 martie, fără alte amânări sau alte discuții, voi vedea reconfirmată soluția de achitare a lui Orban. Asta pentru că ne-a costat destul ca imagine toată această problemă pe care liderul partidului a avut-o. Sigur, vă aduceți aminte că în campania electorală candidatul nostru, la vremea aceea Ludovic Orban, putea să aibă orice fel de alt nume, a trebuit să se retragă din competiție și să renunțe la candidatură. A făcut-o benevol din proprie inițiativă, tocmai pentru că avea niște criterii de integritate pe care Partidul Național Liberal și le impusese și le-a respectat până la capăt. Asta nu înseamnă că mă bucură să văd că sunt oameni în momente politice cheie acuzați ca ulterior să fie achitați de instanțele din România. Nu mă bucură deloc să văd genul acesta de comportament, însă aștept, repet, soluția definitivă. Nu îmi imaginez altă variantă decât cea a achitării lui Ludovic Orban. În acest război care vedem că se dă între DNA și anumiți contestatari ai instituției, am văzut totuși că domnul Orban are o poziție pro-DNA, să spun, pro-Chioveși. Și totuși a primit această veste. De unde, cum justificați poziția tranșantă, spun eu, a DNA în acest caz? Chiar dacă domnul Orban... Încerc ca avocat, nu ca un politic, să găsesc o explicație. DNA-ul a făcut dosarul. Și atunci, evident că, în opinia celor de la DNA, există un probatoriu în susținerea acestei solicitări pe care au făcut-o în fața completului de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Însă, există și cealaltă opinie, în contrabalanț, cea unui complet de judecată, care este, în realitate, cea care contează. Pentru că justiția o fac instanțele de judecată, nu o fac cei din parchete. Ei fac o propunere. Instanța analizează, verifică probatoriu, administrează probatoriu, se uită să vadă cine, ce, cum și de ce. Înțeleg din dezbaterea publică și din declarațiile lui Orban că audierile au mers foarte bine, că declarațiile de martori au fost favorabile lui, că totul a decurs așa cum trebuie, astfel încât să nu existe niciun fel de altă surpriză și că se va replica hotărârea din fond. Fiecare e liber să ceară de la DNA orice. Faptul că decizia aparține unui complet de judecată pe mine o bucură. Dacă totuși să spunem că domnul Orban nu va fi achitat în acest dosar, luăm această ipoteză, credeți că este de bun augur să-i dea demisia din funcția de lider al partidului? Nu intru în dezbaterea dacă Orban va fi condamnat. E o ipoteză. Da, este o ipoteză pentru că e o ipoteză particulară. N-am să intru în această discuție pentru că eu vă spun că după o soluție de achitare, în fond, este cel mai probabil să vină soluția de achitare și în calea de atac. Însă, la nivel de principiu, pot să vă spun că avem un statut cu criterii de integritate foarte clare. Nu poți deroga de la ele, indiferent cum te cheamă. Că te cheamă Gorghiu, că te cheamă Orban, că te cheamă Turcan, că te cheamă Dumitrescu sau altfel. Criteriile sunt criterii. Toți colegii noștri în candidaturile, de la locale, de la parlamentare și între aceste alegeri, au respectat aceste criterii. Nu o să facem niciodată un statut în funcție de un nume sau special de altul. Rămânând în această zonă, vreau să vă spun că PS News a obținut informații
potrivit cărora Ludovic Orban ar pregăti un plan B în eventualitatea în care acesta va fi condamnat definitiv, așa cum spuneam, chiar și cu suspendare. Acest plan se referă la organizarea unui congres de realegere a domnului Orban în fruntea partidului. Ce ne puteți spune despre aceste informații? Crede... Habar nu am de ipoteza aceasta și cred că este una, vă mărturisesc fără să vreau să vă jignesc în niciun fel, hazardată și am să vă spun de ce. Sau cred că sursele au fost un pic exaltate și am să vă spun de ce. Ca să ajungi să faci un plan ulterior soluției de condamnare, trebuie ca cineva să se gândească că există această variantă. Nu cred că Ludovic Orban sau cineva din proximitatea lui, din conducerea Partidului Național Liberal, se ia în calcul o asemenea variantă. În opinia mea, ca fost lider al Partidului Național Liberal, e exclusă. Și pentru binele PNL, și pentru binele lui Ludovic Orban, și pentru, în general, pentru sănătatea scenei politice românești. Altfel, necesitatea unui congres nu o văd, pentru că tocmai ce a fost acum câteva luni, un congres al partidului, în care s-a ales o conducere legitimată prin vot. Acum rămâne de analizat într-un interval de timp rezonabil dacă a fost cea mai bună variantă de conducere, dacă toate vocile au confirmat, dacă toți liderii care au fost în această structură sunt prezenți în spațiu public, dacă strategia este cea mai bună sau mai merită îmbunătățită. Deci sunt discuții pe care politic va trebui să le mai facem, asta cu siguranță. Altfel, să realegem un președinte de partid, nu văd care este rostul câte vreme Ludovic Orban este în această funcție. Am ajunge la scenariul Dragnea 2, la vârful. Da, e un scenariu pe care la PSD îl văd făcut din alte rațiuni. Pentru că Dragnea vrea să-și omoare toate vocile din interiorul partidului, să-și aleagă echipa după chipul și asemănarea domniei sale, de oameni care spun da să trăiți și dimineața și la prânz și seara, chiar dacă nu cred o iotă din ce le spune domnul Dragnea. Și pentru că se apropie o pronunțare în dosarul domniei sale, bănuiesc că simte această nevoie de întărire a autorității pentru domnia sa. E greu să ai totul în țara asta, să ai guvern, să ai majoritate parlamentară, să ai toate instituțiile din lumea asta și să nu reușești să faci aproape nimic. Adică toate proiectele mari pe care ți le-ai propus și cu care ai ademenit pe primari, pe cei din electoratul românesc să nu-ți iasă. De la legea salarizării care e un fiasco, legea pensiilor care trebuiau mărite, dar până una alta văd că se transformă în pensii asistențiale, dacă mă uit la doamna Augusta Vasilescu la declarațiile ei, de la fondul suveran de investiții care nici acum nu e realitate, deci trebuia să fie de vreun an de zile, Banca Română de Dezvoltare tot așa, Revoluția Fiscală, spunem între ghilimele că am ajuns să râdem de acest concept numit Revoluție Fiscală, care s-a dovedit a fi un pocinoc pentru cei din PSD, legile justiției, adoptarea directivei privitoare la nevinovăție, dacă tragi linie, egal zero mai realizări la PSD. Și atunci domnul Dragnea va trebui în acest congres, evident, să dea niște explicații. Eu mă aștept să văd măcar unul, un singur PSDist de sămânță, și atunci cred că mai există o șansă pentru democrație în PSD, care să ne întrebe, domnul Dragnea, în campania din 2016 mi-ați promis un lucru. Că omorâți pe Chioveși, că desființați DNA-ul, că dați grațierea și amnistia. Păi ce ați făcut, domnul Dragnea? Ne-ați promis, ne-ați amăgit, v-am dat votul și acum la final, când tragi linie, nimic. Nu o să aibă nimeni îndrăzneala, e Bine, doar un exercițiu de imaginație. până la congres se mai pot întâmpla multe. Cei drept, da, cei drept, până în martie, însă e un an neratat dacă ne gândim că e anul centenarului. Ianuarie, ce am făcut? Nu ne-am ocupat nici de centenar, nici de pregătirea preluării președinției Uniunii, nici de temele mari pentru europarlamentare. Ne-am pregătit exclusiv de schimbarea guvernului, da? Că avem un guvern nou al domnului Dragnea și anume doamna Dăncilă. Februarie-martie sunt 2 luni în care iarăși nu ne concentrăm pe centenar sau teme mari sau bună guvernare, ne concentrăm pe congresul intern al PSD. Și tot așa, lucrurile vor merge din temă parazitară în temă parazitară și nu cred că ne suprapunem deloc cu agenda publică, vă mărturisesc. Astăzi discutăm, de exemplu, o să
ajung în Parlament, discutăm despre comisia SPP. Deci, țara arde, discuții importante, milioane de salarii scad, inflația ajunge în aprilie la 5%, că ăsta e cadou PSD pentru Paștele românilor, da? Inflație de 5%, dobânzile cresc, roborul nu-l mai oprește nimeni, dar noi discutăm despre cum anchetăm structura de pază și protecție, care nu are nicio legătură cu comisie de anchetă. Știți foarte bine că CSAT-ul este cel care analizează activitatea, comisiile de apărare puteau să facă un raport, dar teme există. Campania de victimizare iarăși există din partea celor de la PSD și asta ne ocupă tot timpul. Revenind la Partidul Național Liberal, se vehiculează ideea că în partid ar exista un curent, să spun așa, de distanțare față de președintele Klaus Iohannis. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Am animărit să puneți întrebarea unui om care a fost întotdeauna alături de președintele Klaus Iohannis și n-am să mă dezic de acest parteneriat cât o să fiu eu în politică și cât o să fie Klaus Iohannis în politică. Ca strategie însă, cred că ar fi o mare greșeală să lăsăm să transpară în spațiu public și cea mai mică fisură în acest parteneriat sau în această colaborare. În momentul acesta n-am niciun argument sau niciun motiv sau nicio suspiciune că ar exista oameni în interiorul partidului care să-și dorească delimitarea de președinte. E singurul reper puternic și singurul factor de echilibru în momentul acesta pe scena politică românească. Ne place, nu ne place, a venit din rândurile PNL, îl contestăm pe anumite aspecte, este singurul factor de echilibru. Și când mă uit la plan extern și când mă uit la ce se întâmplă în interiorul țării. Evident că noi avem o decizie luată în unanimitate, candidatul nostru la prezidenție pentru alegerile care vor urma în 2019 este președintele Klaus Iohannis. De aceea nu înțeleg diverse declarații în spațiu public, venite mai mult sau mai puțin spre dreapta politică, care încearcă să identifice alte resurse de candidatură. Pentru că în momentul în care tu ai un candidat pe funcție și știi foarte bine că pleacă cu prima șansă pentru că a avut un mandat performant, atunci mi se pare că decât bagi bățul prin gard când te apuci să fluturi alte nume public. În fine, fiecare poate să aibă opțiunea lui. La noi opțiunea, la PNL, e o opțiune foarte clară. Klaus Iohannis va fi președinte, avem proiecte comune, avem principii comune, e un candidat care a emanat din sânul Partidului Național Liberal și sunt convinsă că e un atașament reciproc. Că tot ați amintit acum de candidatura. Este pregătit PNL-ul să aibă alt candidat în afară de Iohannis? Nu s-a pus problema și credeți-mă, nu există alt candidat. Puteți să vă uitați în tot Partidul Național Liberal. În momentul ăsta nu există alt candidat mai potrivit decât președintele Iohannis. Și nu e, nu spun deloc constrânsă de funcția pe care o are Iohannis acum. Pur și simplu, ne uităm la notorietate, la popularitate, la proiecte, la învergură, nu avem. Ar putea fi domnul Orban, care este liderul partidului. Domnul Orban și-a manifestat și public și în interiorul partidului sprijinul necondiționat pentru președintele Iohannis. Și decizia partidului, repet, a fost unanimă. Totuși am văzut că între domnul senator Daniel Zamfir și domnul Ludovic Orban au existat câteva mici tensiuni. Da. Cum vă poziționați dumneavoastră în aceste tensiuni dintre cei doi? S-au făcut în spațiu public. Eu vă spun din experiență, eu am avut, știți foarte bine, și oameni care au contestat șefia mea sau lui Blaga la conducerea PNL. Au fost în acel mandat foarte multe voci care îl criticau pe Dacian Cioloș, premierul pe care PNL-ul sprijinea, pe bună dreptate de multe ori. Dar cred că cea mai sănătoasă soluție este cea a discuției în interiorul partidului. Cred că orice poziționare în afară, orice critică în afara partidului, afectează partidul. Și n-am să fiu de acord cu cei care simt nevoia să se critice în spațiu public.
A, dacă nu ai altă soluție, într-un final și vrei să te aperi în spațiu public, mă rog, e și asta o variantă. Cred însă că e important să facem abstracție de persoană și să încercăm să găsim timpul, înțelepciunea, să discutăm despre proiectele care s-ar putea să aibă opinii divergente în cadrul partidului. Problema pe care ați enunțat-o e una reală. Au fost câteva mici Am văzut câteva afirmări în afirmații ale spațiu domnului public, Orban. Da. dar eu mă aștept ca biroul executiv să ia în discuție, la modul serios, și să asculte argumentele inițiatorilor pe proiectele de care vorbeam. Deplafonarea dobânzilor, leasing-ul pentru darea în plată pe leasing și așa mai departe. Sunt proiecte pe care ni le asumăm, nu sunt proiecte pe care ni le asumăm, le au toate statele din Europa, nu le au, le vrea mediul de afaceri, nu le vrea, le vor cetățenii din România, consumatorii din România. Cred că aici trebuie dusă discuția și nu mai puțin principial așa cum s-a întâmplat. Îmi doresc să văd în scurt timp o soluție la această mică tensiune, dar să știți că aș încadra-o la mici tensiuni, nu la probleme ireparabile. Sunteți membru în cel mai mare partid de opoziție din România. Cum vă propuneți să arate activitatea dumneavoastră în partid și în Senat în această sesiune legislativă care tocmai a început? Eu sunt senator foarte serios și foarte cu minte. Merg la ședințele de partid, încerc să particip de câte ori e cazul. În comisii, de exemplu, astăzi am avut o inițiativă care aparține lui Florin Roman și suntem mai mulți semnatari, probabil că o să o vedeți în presă, legată de scoaterea la lumina radarelor. Știți că până acum radarele stăteau prin pufiș, nu cred că face. E un gest foarte mândru pe care îl face poliția română, se ascundeau ca să prindă șoferul în momentul în care depășește limita de viteză. Proiectul de astăzi, pe care l-am adoptat în Comisia Juridică cu aviz favorabil, spune, de exemplu, că mașinile trebuie scoase și cu un semn la vedere, pentru că rolul acestor radare este preventiv. Scopul nu e să-l Asta este amendezi, foarte ci bună este un pentru scop șoferi. preventiv. Da, sunt absolut convinsă că va trece și de Camera Deputaților în această formă, astfel încât să putem să beneficiem de niște prevederi legale sănătoase. Partea de justiție, pentru mine, va fi accentul acestei sesiuni parlamentare. Comisia specială, care probabil își va relua activitatea în vreo 2 săptămâni, când vin toate motivările pe legile justiției. Asta cred că va însemna 80% din activitatea parlamentară. Ați văzut cum stau orele de dimineață până seara, stai la acea comisie specială și vezi ce nefăcute mai propune domnul Iordache la codul penal, cod de procedură penală sau mai știu eu ce texte legale. Așa cum am spus și la începutul interviului, asistăm din păcate la un scandal în centrul căreia se află DNA-ul, instituția condusă de doamna Laura Codruța Kövesi. Domnul Tudorel Toader a anunțat că joi va face publică marea decizie privind-o pe doamna Kövesi. O va revoca, va propune revocarea sau nu. La ce decizie vă așteptați dumneavoastră? Singura informație certă este că va fi joi și că va fi ora 18. Exact, până Asta e acum. singurul lucru cert. Altfel, spuneam și zilele trecute că e cam petrică și lupul. Aude raportul ăsta cu privire la posibilă revocare a doamnei Cheve și de luni bune. Domnul Toader, trei la 2-3 săptămâni, reîncălzește această ciorbă. Eu am foarte mare apreciere pentru el ca tehnician al dreptului, am colaborat foarte bine și vă mărturisesc că nu-l văd să ia decizia revocării fără argumente. Și cum nu cred că sunt argumente suficiente pentru a lua această măsură sau a demara această procedură, cred că joi va fi ziua în care va spune: domnule, nu am suficiente argumente, acest subiect al revocării pentru mine, Tudorel Toader, este închis. Dar totuși în PSD au fost voci care i-au dat două opțiuni, din câte știu eu. O revocă pe Chioveși Ori sau își pleci. dă demisia. Multe Deci, voci, da, multe multe voci voci. și
puternice, aș putea spune, din curentul anti-DNA. Domnul Pleșoianu, ne amintim, care... Da, pentru mine e mai puțin relevant domnul Pleșoianu. Am văzut oameni din anturajul domnului Dragnea, în schimb, nivelul zero de domnul decizie, Codrin, de exemplu, Șerban Nicolae, da? Care au fost foarte radicali privind deznodământul în cazul Chiuveși. Eu nu cred că se emoționează ușor Tudorel Toader. Deci nu-și va da nici demisia. Să fiu, nu. Dar n-ar avea de ce să-ți dai demisia? Eu nu văd în programul de guvernare al PSD vreo liniuță sau vreun paragraf în care să se oblige PSD-ul să revoce conducerea DNA. De altfel, subiectul e fusit deja, pentru că după conferința lui Klaus Iohannis, în opinia mea, s-a terminat tema revocării, e închisă. E închisă și mi-ar fi rușină în locul PSD-ului să o mai flutur după ce un an de zile n-am fost capabil să fac nimic. Da, presiunea a fost foarte mare, dar și replica pe măsură. Sunt interese mari pe care, nelegitime, pe care le sesizează corect foarte multă lume din societatea civilă, sunt însă și multe abuzuri. Eu n-am cum să nu vorbesc și de abuzuri. Cazul Portocală este de nepermis într-un sistem judiciar care se dorește unul la standarde europene. E de nepermis. Asta nu înseamnă că o să le dau dreptate celor din familia Cosma, când și au o problemă în justiție, se apără cum cred domniile lor de cuvință, campania mediatică și propaganda media e foarte puternică în spatele lor, este problema lor. Dar rațional și pragmatic vorbind, sistemul judiciar, CSM-ul, inspecția judiciară ar trebui din secunda în care au ieșit în spațiu public primele înregistrări cu domnul procuror de la Negulescu, așa, ar fi trebuit să ia măsuri. Nu aștepți câteva luni să ajungi la amplitudinea asta a evenimentelor. Ai luat măsura, ai zis la revedere, ne bucurăm că ne-am interceptat carierele până în punctul ăsta, de acum mai departe rămânem fără dumneavoastră. Și așa ar trebui să facă cu fiecare om care încalcă cod deontologic, legile din România. Nu văd de ce procurorii ar trebui să fie, sau anumiți procurori ar trebui să fie privilegiați. Pentru că genul acesta de comportament decredibilizează tot sistemul. Și nu văd normal să timorezi o întreagă tagma a procurorilor pentru că 1, 2, 5 au săvârșit abuzul. Trebuie discutat și de abuzurile astea la un moment dat. Dar am văzut că totuși apar diverse înregistrări de la săptămână la săptămână. Familia Cosma mai vine cu câteva dezvăluiri. Unde credeți că se va ajunge cu toate aceste dezvăluiri care, vedem, vin de la o spune la alta? Aș vrea să se ajungă, în spațiu public se formează opinii. Dar eu am învățat un lucru. Niciodată justiția televizată nu arată în totalitate complexitatea dosarului. N-ai cum. Practic e imposibil. Și atunci eu îmi doresc, trecând de înregistrările pe care le vedem zi de zi, unii le prezintă într-un fel, alții le prezintă într-altfel, aș vrea să văd concluziile inspecției judiciare și aș vrea să văd acele concluzii repede, să le văd corecte, să văd că cineva, legat la cum se face în justiție, a analizat, a tăiat, a măsurat înainte de fapt și a tăiat și propune de la A la Z următoarele măsuri. Abia atunci când voi vedea că pentru abuzuri se dispun măsuri, că pentru înregistrări se dispun măsuri, pentru probe falsificate în dosar se dispun alte măsuri, sau să ni se spună că nu e așa, de ce nu e așa și care e adevărul. Abia atunci cred că lucrurile pot intra pe făgașul normal. Dar e momentul în care sistemul nu se mai poate apăra exclusiv în interior. E nevoie de explicații în spațiu public la cel mai înalt nivel. Doamna Gorghiu, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru. Vă mai așteptăm pe la noi. Le transmit salutări tuturor celor care vă urmăresc. Mulțumesc.